numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Lui, Dumnezeul lui Israel. Înalt pea Sfințiile voastre, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase. Iată că în această atmosferă de sărbătoare facem aici, la Mănăstirea Sihăstria, în apropierea locului nevoințelor sale, pomenirea Sfintei Cuvioasei Maicii noastre Teodora de la Sihla. Sfânta Teodora s-a născut pe aceste meleaguri nemțene în localitatea Vânători din județul Neamț, în apropierea noastră, Mănăstirea Sihăstria, aflându-se în jurisdicția administrativă a acestei comune, în jurul anului 1650, când tronul Moldovei era ocupat de strălucitul voievod Vasile Lupu, considerat ultimul urmaș al împăraților bizantini, prin lucrarea sa ctitoricească și prin sprijinirea ortodoxiei de pretutindeni, iar scaunul de mitropolit al Moldovei era ocupat de Sfântul Mitropolit Varlaam, mare apărător al ortodoxiei și ctitor al limbii noastre românești. S-a născut și a copilărit în familia unui demnitar al statului de atunci, al comisului Ștefan Joldea, care era armaș sau demnitar care se ocupa cu procurarea, cu confecționarea și îngrijirea armelor garnizoanei care apăra cetatea Neamțului. De asemenea, ca boier, el avea rangul de comis, ceea ce arată că familia sa era o familie nobiliară, o familie de bun neam. În familia aceasta a fost binecuvântată de Dumnezeu cu două fete, Sfânta Teodora, pe care o sărbătorim astăzi, și sora sa, Marghita sau Margiolița. Teodora, din copilărie, era atrasă de frumusețea vieții monahale, pentru că în perioada în care ea a trăit aici la Vânători, codrii Neamțului erau plini de o mulțime întreagă de călugări, de sihaștri, de pusnici, care se nevoiau din iubire de Dumnezeu. Chiar în preajma anului nașterii sale, în 1649, un episcop occidental a venit în Moldova ca să inspecteze comunitățile catolice și a scris un bogat jurnal de călătorie în care menționează că pădurile și prăpăstiile din jurul Mănăstirii Neamț foșnesc de mulțimea călugărilor și pusnicilor. La puțină vreme mai târziu, cărturarul și domnitorul Dimitrie Cantemir, în lucrarea sa Descrierea Moldovei, arată același lucru, că munții și codrii Moldovei erau plini de călugări și pusnici care jerfeau în liniștea și în singurătatea Domnului o viață smerită și jerfelnică. Iată că tânăra Teodora a crescut în această atmosferă de bună mireasmă a viețuirii sfinte a unei mari mulțimi de oameni care au ales să se nevoiască din dragoste față de Dumnezeu. Însă părinții, fiind înstăriți, fiind demnitari, au dorit ca fata lor să întemeieze o familie și astfel, împotriva voinței sale, s-a căsătorit cu un tânăr evlavios din cetatea Albă sau Ismail. N-au avut copii, de aceea, în bună înțelegere, atât soțul cât și soția Teodora s-au hotărât să părăsească viața de familie și amândoi să meargă la mănăstire.
Soțul a mers la mănăstirea de la Poiana Mărului, care la scurtă vreme mai târziu va străluci prin viața duhovnicească îndrumată de marele cuvios Vasile de la Poiana Mărului. A primit în călugărie soțul Teodorei numele de Elefterie, iar Teodora s-a dus la mănăstirea Vărzărești din județul Vrancea înainte de a împlini vârsta de 30 de ani. Aici s-a nevoit sub îndrumarea unei călugărițe cu multă experiență duhovnicească, Paisia, care se îngrijea de formarea unei opști de călugărițe în număr de 30. Însă iată că în anul 1683 Imperiul Otoman își propune să cucerească și să islamizeze Europa și asediază Viena. În calitate de supuși ai porții otomane, cei doi voievozi ai Moldovei și țării românești sunt obligați să însoțească armata musulmană la asedierea Vienei. În timpul acesta, tătarii care erau aliații tradiționali ai turcilor au intrat în Moldova, îndreptându-se spre Viena pentru a susține campania Imperiului Otoman. Și au jefuit peste tot unde au ajuns și printre alte pagube însemnate au incendiat și mănăstirea de la Vărzărești și astfel Paisia Schimonahia cu ucenicile sale s-au retras în munții Buzăului, unde s-au nevoit vreme de mai bine de un deceniu în schiturile rupestre, adică săpate în stâncă, în străfundurile munților. Schitul în care a trăit Sfânta Teodora până la moartea îndrumătoarei sale, Paisia, se numea chiar Fundătura, deoarece era aproape de vârful muntelui și astăzi accesul la această biserică rupestră este foarte nevoios. Prezența ei în această regiune a munților Buzăului, unde aceste mănăstiri rupestre datează din a doua jumătate a mileniului I, deci arată o viață monahală cu o foarte îndelungată tradiție, este dovedită și de faptul că pe piatra altarului de la schitul Agatonul Nou este înscris în pomelnicul mănăstirii și numele cuvioasei Teodora. Însă iată că dorul de locurile unde a venit pe lume au învins-o și Sfânta Teodora a venit în această zonă a Neamțului și s-a îndreptat către icoana făcătoare de minuni de la mănăstirea Neamț, cerând sfatul starețului cu privire la dorința ei de a se retrage în desișul codrilor acestui ținut. Și atunci și starețul mănăstirii Neamț, care era în același timp și starețul mănăstirii Secu, a îndrumat-o către duhovnicul acestui schit de aici, de la Sihăstria, care a fost înființat în anul 1655, când tânăra Teodora avea doar 5 ani. Și schitul acesta avea menirea de a fi loc de liniște și de retragere pentru călugării și ostenitorii mănăstirilor Neamțu și Secu, mai ales în timpul posturilor, când doreau să se apropie mai mult de Dumnezeu și să se nevoiască mai mult pentru Dumnezeu. Aici eroschimonahul Varsanufie a primit-o și după un dialog duhovnicesc purtat cu ea și-a dat seama că are în față o pusnică iscusită, o pusnică care a depășit foarte multe încercări, lupte și ispite duhovnicești în viața ei de călugăriță în Vrancea și Buzău. Și a îndrumat-o către Sihla, adică în inima codrului foarte des, pentru că termenul de Sihla
înseamnă codru alcătuit din copaci tineri sau un hățiș. Schitul de la Sihla nu exista în vremea în care Sfânta Teodora s-a retras aici. Se aflau doar colibe ale sihaștrilor și de o astfel de colibă a beneficiat chiar ea. Un călugăr bătrân, cunoscând nevoințele și virtuțile acestei pusnice, a abandonat chilia oferindu-o Teodorei, undeva sub stâncile de la Sihla. Mai târziu s-a retras în peștera care îi poartă numele și toată această perioadă a petrecut-o sub îndrumarea unuia din duhovnicii de la Silăstria, și anume Pavel. Murind însă Pavel, ea a rămas absolut singură, nu a mai fost văzută de nimeni, hainele ca oarecând Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca s-au topit pe trupul ei firav și ostenit de multele privegheri și de multele osteneli pentru Domnul, dar s-a rugat intens ca Dumnezeu să-i trimită înainte de plecarea ei din lumea aceasta un duhovnic care să o spovedească, să o împărtășească și astfel să o pregătească pentru întâlnirea ei cu dreptul judecător. Aici, la trapeza schitului, călugării au observat că păsările iau ferimituri mari de pâine pe care nu le mănâncă, ci zboară cu ele în cioc spre o direcție orientată spre schitul Sihla. Și atunci starețul, fiind convins că aceste păsări duc pâinea unei persoane cu viață sfântă, a pus doi frați să urmărească păsările. Ca și cum ar fi fost conștiente, păsările au zburat din loc în loc ca să permită acestor doi frați ai schitului să le poată urmări traseul și au văzut în peștera de lângă schitul actual al Sihlei o sfântă care se ruga înălțată de la pământ și care era învăluită într-o pară de foc. Și atunci a simțit prezența a două persoane străine, le-a strigat pe nume și le-a spus să se întoarcă în schit și să cheme pe cuviosul ieromonah Antonie și pe ierodiaconul Lavrentie ca să o spovedească și să o împărtășească. Aceștia au venit de îndată și au pregătit-o pe Sfânta pentru trecerea la viața veșnică, iar după ce s-a întâmplat lucrul acesta, au îngropat trupul ei frumos mirositor în preajma peșterii. Amintirile păstrate din generație în generație spun că poiana Sihlei vreme de 3 zile a fost inundată de un parfum duhovnicesc de o mare frumusețe și intensitate. În anul 1725, purtând amintirea puternică a Sfintei Cuvioase Teodora și a nevoințelor sale, părinții au întemeiat schitul Sihla. În anii 1830, domnitorul Moldovei Mihail Sturza a reînnoit schitul, a dezgropat trupul în miresmat al Sfintei Teodora, l-a așezat într-o raclă prețioasă, iar racla a așezat-o în bisericuța schitului de la Sihla. Construind însă domnitorul o biserică pe moșia sa de la Miclăușeni, din apropierea Romanului, a luat racla de aici și a așezat-o în noua sa ctitorie. Din păcate, în anul 1856, familia Sturzeștilor a negociat cu starețul mănăstirii Lavra Pecerska din Kiev și a oferit acesteia moaștele Sfintei Teodora în schimbul unor veșminte preoțești și arhierești. Și astfel, această sfântă numită Floarea cea duhovnicească a Moldovei a fost înstrăinată din mijlocul credincioșilor, care n-au încetat însă
să o iubească și să o cinstească. Mulțimea pelerinilor și rugătorilor care cercetau an de an schitul Sihla și peștera nevoințelor Sfintei Teodora au dovedit lucrul acesta, lucru pe care l-a avut în vedere și Sinodul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române, care la data de 20 iulie 1992 a trecut în rândul Sfinților în mod oficial, consfințind și confirmând în felul acesta evlavia adâncă a credincioșilor moldoveni față de Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla. Până nu de mult, racla Sfintei Teodora, pe care exista o inscripție în limba română, Sfânta Teodora din Carpați, și una în limba slavonă, Zeatei Teodora Carpatina, putea fi văzută de pelerinii care vizitau peșterile de la Mănăstirea Lavra din Kiev. Însă după ce ea a fost trecută în rândul Sfinților, iar aici, la Sihăstria, s-a înălțat această frumoasă catedrală pentru cinstirea ei, oamenii, din prudență, au pus în altă parte această racla Sfintei Cuvioase Teodora, care este mai greu de cinstit din acest motiv. Iubiți credincioși și credincioase, cu sărbătoarea de astăzi, așa cum a spus la începutul Sfintei Liturghii înalta Sfințitul Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, se încheie acest triptic al sărbătorilor nemțene, care au avut în centrul lor luminatul praznic al schimbării la față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe muntele Taborului. Însă acest praznic împărătesc are de-a dreapta și de-a stânga lui pomenirea Sfântului Ioan Iacob de la Neamț în data de 5 august și astăzi, în 7 august, pomenirea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, un sfânt din secolul al XVII-lea și un sfânt din secolul al XX-lea, care amândoi au strălucit printr-o credință neclintită, printr-o osteneală și o priveghere de toată viața, și amândoi, așa cum citim în viețile lor, s-au învrednicit, asemenea Sfinților Apostoli Ioan, Iacob și Petru, care pe muntele Taborului s-au învrednicit să vadă slava cea netrecătoare a Preasfintei Treimi și a Împărăției Cerurilor, strălucind pe chipul Fiului Omului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea ea a fost asemănată, Sfânta Teodora, cu Sfânta Maria Egipteanca, că precum Zosima odinioară, așa și cei doi frați de la schitul Sihăstria au văzut-o pe Sfânta Teodora rugându-se lui Dumnezeu, înălțată de pe pământ și strălucind ca o flacără vie. Iată, iubiți credincioși și credincioase, că schimbarea la față a Domnului arată că fiecare creștin este chemat să se împărtășească încă din lumea aceasta de lumina cea netrecătoare a Împărăției Cerurilor. Fără îndoială că această neasemuită înălțime duhovnicească nu o ating decât mari sfinți, mari rugători, mari ostenitori, dar ne arată viețile sfinților că acest lucru este posibil oricând. Sfântul Ioan Iacob, care a trecut la Domnul în anul 1960, la 15 ani după ce bomba atomică a explodat la Hiroshima și cu puțin timp înainte ca omenirea să pășească pe lume, iată că Sfântul Ioan Iacob, absolvent de liceu în vremea aceea, un lucru foarte prețios, ne arată că sfințenia este posibilă în orice loc și în orice timp. La această sfințenie și la această lumină neînserată a Împărăției Cerurilor ne cheamă Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El este cuvântul
lui Dumnezeu Tatăl. El este lumina care luminează pe tot omul care vine în lume. Și El se prezintă ucenicilor, lumii și nouă tuturor, ca fiind lumină. Eu sunt lumina lumii, cel care îmi urmează mie nu va rătăci în întuneric. Să ne rugăm bunului Dumnezeu, Sfântului Ioan Iacob și cuvioasei Maicii noastre Teodora de la Sihla, să ne întărească, să ne înțelepțească, să ne dea puterea de a alege ceea ce este esențial în viața noastră și anume cultivarea sufletului prin credință, nădejde și dragoste, prin fapte bune, prin osteneli creștinești, ca și noi să ne învrednicim asemenea Sfinților, să vedem măcar în Împărăția Cerurilor lumina pe care au văzut-o cei trei apostoli pe tabor și care au văzut-o în ostenelile lor toți Sfinții care au iubit arătarea Lui. Amin.